them bounce. Salutare dragi prieteni, eu sunt Ultra FIFA și bine ați venit la un nou episod, este mai exact episodul 20 din cariera noastră cu Steaua București. Să vedem ce vom face, trebuie să pregătim echipa, suntem într-o grupă foarte grea, pe ultimul loc și oricum avem 3 meciuri de jucat, dacă le vom câștiga pe toate 3, eu cred că ne vom califica pe un loc de Liga Campionilor, ne vom plasa pe un loc de Liga Campionilor. Trebuie să jucăm foarte bine toate meciurile și trebuie să creștem toți jucătorii. Să vedem ce vom face, va fi un meci greu împotriva celor de la Porto, în deplasare. Trebuie și acolo să fim foarte atenți, mai ales la Jackson, Martinez și jucătorii care au luat de la Barça și Real. Cred că este și Casemiro și Teo pe la Porto. Începe meciul, cu lovitura de start a portughezilor, da, este Martinez și, și Teo titular, deci ne va fi foarte greu, dar nu poți câștiga totul numai cu 2 jucători. Noi avem și noi jucători destul de buni, nu știu dacă se pot compara cu cei de la Porto, dar vom vedea în meciul ce urmează, să vedem ce forță are echipa asta, Steaua asta, să bată pe cei de la Porto, să bată pe Porto, care a avut o primă ocazie a meciului, a fost o lovitură cap slab, a reținut excelent acolo Silviu Lung, contraatac, spațiu pe flancul stâng, acolo este Latovlevici, sprintul Latovlevici, ia-o și mingea după tine! A fost prins acolo, din păcate, Yasmin Latovlevici și cei de la Porto au recuperat balonul, este Carlos Eduardo, din nou, ofensivă periculoasă, Teo acolo îl vede bine pe Martinez, pasa este prea tare și iese în out. Bruma pe centru, șutul lui Bruma, prins de Cadu, parcă e Ricardo Cadu de la CFR Cluj, oricum este portar, nu știu dacă este portughez acest Cadu, are numele începe lui cu capa, numele lui începe cu capa Cadu, acum Matei în flancul stâng o pasă către Ferus, trebuia să se ducă acolo către Ferus, dar Reyes a reușit să respingă, contraatac încercat de cei de la Porto, oprit pentru un moment de Gardoș, da, recuperăm, dar Maxim greșește foarte mult, la fel și Islam Ferus, multe erori și de partea noastră și de partea celor de la Porto, noi era cât pe ce să profităm, dar dar pasa lui Maxim sau Matei cine a dat-o nu a fost cea mai perfectă, cea care se dorea. Matei acum face pressing, dar s-a dus pe Fent acolo. Recuperarea lui Patrick, continuă, viteză bună și forța lui Patrick acum, centrare foarte bună și Maxim scoate spate, gol! Ăla e! Ferus marchează! Islam Ferus, este 1-0, pasă excelentă lui Maxim, faza a pornit de la Patrick, Maxim s-a luptat acolo, a scos lui Islam Ferus care a reușit să-l învingă pe Cadu și Steaua conduce cu 1-0 în minutul 35 pe cei de la Porto, se poate băieții mei, asta spuneam. Că avem puterea să câștigăm toate 3 meciurile, să ne calificăm pe un loc de Champions League. Scapă acolo Teo, apără Silviu Lung, incredibil ce parada lui Silviu Lung, ne scoate de la un mare șoc, să spunem așa, incredibilă acea parada lui Silviu Lung Junior și șansă din nou pentru noi, Maxim, dacă ieșea asta era super tare. Herrera acum careul nostru, Hector Herrera pentru Teo, centrare a lui Teo foarte bine reținut acolo de Fernando Varela și acum Maxim pentru Ferus, haide băi, mai cu tupeu, îl vede bine pe Bruma, să vedem ce va face Bruma, se poate băieți, bravo, pasă bună pentru Matei, excelent trece, continuă Matei, Mangala îl taxează, respinge, nu s-a complicat deloc Mangala. Lașul central celor de la Porto, prepeliță pasă care a fost așteptat acolo prea mult, mingea de la Latovlevici la Bruma, pe centru, Bruma, blocat, șut, blocat de Reyes, e penalti, Hens făcut de Reyes, să bată Alexandru Maxim, mamă, dacă ratezi mâncați și te scot în echipă, haide, Maxim, gol, și este 2-0, punctează Maxim, ne deplasăm la 2 goluri chiar în minutul 45, meci făcut excelent de jucătorii noștri, Islam Ferus și Alexandru Maxim sunt cei care au reușit să marcheze pentru 2-0, asta în minutul 45, să sperăm că și cu acest scor vom merge la pauză și cam așa se îndreaptă această primă repriză, pentru că este minutul 45, dar Cida Porto este în ofensivă, pasă care nu este atinsă de
niciun jucător și se pare că se încheie prima repriză, conducem la pauză, asta este bine. Maxim acum așteaptă urcarea lui Bruma. Bruma urcă foarte bine și fake shot. Fake shot a continuat acolo în careu, dar Rez l-a oprit până la urmă. Jose este balon în posesia lui Porto. Porto care a fost ucisă, să spunem așa, de atacul de golurile Stelei din puținele faze care a avut în prima parte. Acolo Eduardo scapă. Oh my fucking god, că Barcelona a marcat golul ăsta. Ce păcat, este 2-1, au reușit să reducă din avantaj, un fost jucător al Barcelonei a dat un gol la Barcelona, spuneam așa, cu poarta goală, dar ce să facem, nu putem rezista la sfârșit, să sperăm că ori vom mai da un gol, ori va rămâne scorul așa, să vedem ce vom putea face, dai auto pe Maxim și Ferus, cât de obosit sunt, să vedem totuși dacă vom schimba pe Maxim, mai degrabă pe Ferus decât, poate să-l mai lăsăm pe Maxim. Ferus, da, destul de obosit și să pune 5 fundași exact la asta, îmi gândeam ceva gen al lui Mourinho. Da, este posiția până acum 50-50, interesant și acest lucru. Da, l-am pus pe Matei fundaș el. Este oricum și Matei destul de, să spunem așa, masiv. La Tovlevici, frumos acolo pasează la Islam Ferus, care în scurt timp va fi și el scos și se va face și schimbarea ofensivă. Ia uite acum pe Ferus lansat! Ce păcat, nu a dat gol Ferus. Dacă dădea gol, poate cine știe, schimba meciul, de fapt închidea meciul Islam Ferus. Ce păcat, și apoi ieșea și el liniștit. Nu a dat decât un gol Islam Ferus în meciul ăsta. Ocazii bune și pentru noi. Nu au fost numai două ocazii, două goluri. Am avut și câteva șanse, dar din păcate nu s-a putut fructifica. Tot ia uite spațiu pe centru. S-au prins repede fața aceasta și chiar Hector Herrera scoate balonul. Este mijlocaș Hector Herrera, dacă mă înșel. Maxim pentru, hai Matei, haide Matei, ce faci acolo, cât de ușor a respins jucătorul Porto și aici nu trebuie să lăsăm la Tovlevici, unde te duci măi la Tovlevici, te rog frate, ești dependent sau nu știu ce vrea să faci tu, central periculoasă acolo, Teo în fața dublei, wow, Teo în fața dublei și noi reușim să scăpăm, trebuie cred eu să ținem mingea mai mult în poziția noastră, să jucăm poate ca în România, Grecia, de fapt Grecia, România. O pasă pentru Teo, cel mai periculos, apără Silviu Lung, incredibil, ca la handball, cum s-a aruncat acolo Silviu Lung, care a apărat incredibil în meciul acesta, câtă voință pentru acest portar, ce reflex aici, superb reflexul lui Silviu Lung și Maicon acum intră acolo, fucile corner pentru Porto, Costea respinge foarte bine șansa de contră pentru noi, Maxim, haide Costea, haide tu Prepe, nu te lăsa aici, offside la Prepe, cum mă să dai offside la Prepe? Herrera și hai acum băieți, trageți cât puteți pentru meciul ăsta, nu lăsa atât de ușor frate, nu trebuie lăsați atât de ușor jucătorii adversi. Prepeiți a făcut tenț acolo, dar meciul ăsta să continue. Teo, ce centrare a lui Teo, bare, scăpăm, ce ocazie, ui doamne ce ocazie pentru cei de la Porto, în fotbal trebuie să mai ai și noroc, se pare că Dumnezeu este de partea noastră în meciul ăsta, incredibil norocul nostru, nu-l mai are nimeni. Ce bară acolo, credeam că totul se va duce. Hai de cadu, lasă mingea jos sau du-o unde îi duce. Hai, da, 3 puncte luate de Steaua. Ăla-i mă, ăla e, 3 puncte luate de Steaua. Luăm 3 puncte și asta ne motivează cât mai mult pentru calificare. Maxim a fost omul meciului, da, nou a fost nota lui Alexandru Maxim. Deci am făcut un meci bun împotriva celor de la Porto. Să facem alegerea națională. Torje nu este selecționat, incredibil. Cum să nu selecționez pe Torje, mă? E Lazare, Bourceanu, Matei. Da, mă, dă-l, mă, pe Bourceanu ăla. Dă-l unde lui, da. Mă, da, Lung nu e. Uite și tu, mă, cum să nu... Păi Lung o să face chiar și titular în poarta noastră, vă dați seama. Scoatem pe Bălgrădean să-l băgăm pe Silviu Lung, care e mult mai bun. Da, astea sunt, mă, Nică, da, Nică să mai iasă să intre Banega sau Mladen. Deac, da, uite cum mai avem și aici. Uite, mă, pe Mutu, e și Pintili, mai sunt Buleică.
Mutu Rotariu, ăștia sunt jucătorii, mă, ăștia sunt jucătorii de bază. Ia uite, Mutu a scăzut săra cu 72. Stoian are 79, ce atacant interesant acest Adrian Stoian. Are și el câteva, uite, calități bune pentru Stoian, bunicel, dar chiar nu ne-am uitat niciodată la naționale. Cheșerul și Marica sunt, nu sunt selecționați, după cum vedem. Puteți spune ce e mai bun jucător? Nu știu, de Kirikes are și 77, Mățelul 78. Nu excludem o venire al Mățelul Steaua, poate la un schimb cu Latove, vezi că este destul de bătrân. Un meci care îl avem potriva celor Săgeata pe terenul nostru, putem să ne impunem. Și ne întoarcem pe terenul nostru, pe Arena Națională, un meci în campionat împotriva celor de la Săgeata Nevădar, să vedem ce vom reuși să facem în împotriva aceste echipe, destul de bună spun eu, am bătut-o odată cu 2-1, mi-amintesc, dar cei de la Săgeata a dat un gol excelent cu călcâiul, anulat pe motiv de offside, a fost anulat corect. Și Costea acum, Costea, cel mai experimentat jucător, reușește să bage balonul în plasă, 1-0. Conducem deja cu 1-0 pe Săgeata și Costea celebrează în stilul lui Daniel Sturridge. Foarte frumos golul lui Mihai Costea. Priviți pasa, o recuperare foarte bună și Costea cu stângul lui excelent a reușit să marcheze, l-a învins pe portarul Săgeata în plasa laterală, a trimis această minge foarte bine transată, să spunem așa, foarte bine plasată de Mihai Costea. Iar cei de la Săgeata acum încearcă să ne dea replica, nu știu dacă vor reuși. Oricum avem și echipa asta este în stare să învingă pe Săgeata Năvodar. Bărbulescu acum are o lovitură liberă, acum cei din Dobrogea, dobregenii, Vezan acolo a insistat în careul nostru, dar Silviu Lung a fost foarte bun, nu mai dat cel mai bine Silviu Lung junior. Acum să vedem faza aceasta, Pârvulescu a greșit pasa, de ce Pârvule? Și Grigoraș o pasă peste apărare, Chiacu scapă, și îl învinge și pe Silviu Lung. What the fuck, cum l-au lăsat acolo jucătorii noștri? Pancu era prin altă parte și Gardoș, nu știu, cred că dormea pe el. Priviți cum scapă acolo jucătorul Săgetei și Silviu Lung a atins balonul, dar nu a mai avut ce să facă. Chiacu este cel care a marcat, Săgeata egalează, este 1-1. Dar oricum putem mai mult. Suntem noi echipă de Champions League, să spunem așa, și nu putem bate o echipă ca Săgeata Năvodari, care se ruptă pentru salvare de la retrogradare. Toșca, acum Toșca are viteză bună, acest Toșca a privit centrarea lui respinsă și Bărbulescu reușește și el să dea mai parte pe spate. Contraatac încercat de Săgeata, nu trebuie să lăsăm, mai ales pe Chiacu acesta care a fost foarte periculos. Gado și în sfârșit Maiat. Grigoraș periculos acolo, nu trebuie să lași Panhui, nu trebuie să lași, prinde experiență. Oh my fucking god, ce ocazie și penalti. E penalti din păcate, priviți cum se ruinează tot. Ia uite și chiar galben pentru Panhui. Ne-a ruinat omul ăsta, Panhui, tânărul Panhui a făcut penalti. Aici clar nu a avut nicio treabă cu mingea. Silviu Lung dansează acolo în poarta Stelei. Doamne, nu fă ca Arla. Silviu Lung, ratează cei de la Grigoraș și a fost cel care a dat. Wow, cei de la Săgeata au ratat un penalti, penaltiul cu care puteau conducea pe Steaua, ne puteau conducea, dar nu s-a întâmplat asta. Pasă pentru Onicaș, haide Onicaș, nu are cea mai bună viteză, dar și nici nu prinde balonul ăsta. Grigoraș, recuperare foarte bună, Costea pentru Ferus, Ferus, excelent, vede pe Costea, Mihai Costea, Costea, da, este 2-1, Mihai Costea ne readuce în avantajul meciului, cu o dublă în acest meci. O dublă în acest meci în campionat pentru Costea, nu știu câte goluri are, oricum chiar dacă este un atacant nu a jucat atât de mult și de-aia nu a dat foarte multe goluri. O pasă primită de la Islam Ferus, cât de mic este Ferus pe lângă Costea, oricum nici el nu este foarte înalt, Islam Ferus, și de-aia apare chiar foarte mic pe lângă Mihai Costea, care are și el o talie destul de bună, să spunem așa. O dublă pentru atacantul nostru și o dublă cu care reușim să conducem pe cei de la Săgeata cu 2-1, reintrăm în avantajul meciului. Oțelul, cred că Dinamo a deschis scorul la Oțelul în deplasare.
Pârvulescu recuperează foarte bine. Paul Pârvulescu se îndreaptă în zona centrală, șutează, dar peste poartă. Cred că a încercat un stil al lui Ronaldo din glezna, așa, din pendulare. O folia secă a încercat de Pârvulescu, dar nu a prins din păcate cadrul porții. A dat chiar mult pe lângă, sau mai bine zis peste. Și nu trebuie să lăsăm aici șansă pentru Săgeata, care trag pe lângă poartă. Arbitru nu uită jucătorul nostru și dă un cartonaș galben. Doamne, să nu lași faul, băi, arbitre. N-a lăsat faul normal, pentru că faza a fost lăsată să continue. Foarte bine a lăsat faza arbitru aici, n-am ce să zic. A lăsat avantaj, pasa lui Pârvulescu putea ajunge la Feruz, având în vedere valoarea jucătorilor de la Săgeata. O minge care a trebuit să se ducă acolo către Grigoraș. Grigoraș scapă, dar vine fața lui imediat jucătorul nostru, Gardoș, respinge foarte bine și pe lângă poartă din nou. Câte ocazii pentru cei de la Săgeata, cu a doua echipă noastră, sau a treia, dacă putem spune, o echipă cu jucători de Liga a doua chiar. Ocazii foarte multe nefructificate de cei de la Săgeata, acolo unde respinseze Gardoș. Și m-am întrebat chiar pe loc, dacă ar fi fost Panhui acolo, ce s-ar fi întâmplat? Unde a fost Gardoș la respingerea aceea. O altă șansă importantă. Nu se poate așa ceva. Suntem dominați de Săgeata, care s-a instalat bine, mersi, în careul nostru. Trebuie să le dăm și noi o replică. Panhui greșește, Muzac recuperează în careul nostru. Greșeala lui Grigoraș. Riscant, mamă, dar la risc jucăm aici. Pârvulescu, o pasă care se trebuie să ducă pentru Bruma. Ai, care viteză, mamă, dar cum s-a dus Bruma acolo. N-ai ce să faci lui Bruma, pe viteza acestuia. Se vede că este superior jucătorilor cei de la Săgeata, dar care au revenit în posesia balonului din Grigoraș. Este minutul 85, suntem pe finalul meciului, conducem cu 2-1, ne apropiem de rezultatul din realitate, ar suntem împotriva Săgeatei. Portarul cei de la Săgeata, până acum i-am spus Bacon, mai aveam să spun Bacon acestui portar, este român, văd eu după nume. Și se încheie și acest meci. Batem cu 2-1 pe cei de la Săgeata Năvodar prin dubla lui Mihai Costea, care a fost și omul meciului. Dinamo s-a încurcat, a făcut doar 1-1 la Oțelul Galați, dar am reușit să învingem pe cei de la Săgeata Năvodar și am reușit să luăm încă 3 puncte foarte importante. 3 luni e Feruz, incredibil, 3 luni, atât de mult ne lipsește jucătorul ăsta, destul de important, pentru că avem nevoie de atacanți, oricine va juca. Cred că o să ne folosim mult de Bruma ca vârf în meciurile care vor urma. Suntem și noi, să spunem așa, în căutare de jucători mai buni. Și cam atât, acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Urmează un alt meci de foc în grupă împotriva celor de la Spartak Moscova, dar asta oricum după meciul cu Vaslui. Până data viitoare, rămâneți cu mine și sayonara!